Acum ne pregătim pentru traseul Dunăreanul, Umerii Pietrecreului. Câțiva oameni din Pitești, iubitori ai muntelui, care vor să facă acest traseu, inclusiv domnul Niburcea. Băi, lasă filmatul, dă ăla jos, că tu ai plecat cu bagajul. Și sus că te așa asta mașina? Cu echipierii, v-ați văd azi. Poteca leneșilor. Ce cum al trasei ciocul cel destul de drăgăleaș a renunțat la ideea pentru că acolo ne face Umerii în zona foarte mare culă și nu se vede absolut nimic chiar de pe Umeri și zona Cresta Făgărașului, numai culă. Să urcăm pe vârcelul ăsta. Să ne apropiem de aici. Uite cealaltă zăplăz. Am făcut Umerii poate mâine. Ați niciodată pe aici? Ei, nu, n-am mai fost. Am făcut cu aici la ieșiri, dar n-am mai fost așa pe lanțuri de mult, că am urcat pe vârcele de stăile. Gata, venim acum, gata! În fine, am ajuns undeva aici pe zona lui Dăbăr, la zăplăz, pe aici, în lanțuri. Acolo, în zona Umerilor, e o continuare ceață, nu se vede nimic. Așa că o luăm în continuare către dar. Uite, în Brașov, în continuare pe zona Umerilor, e destul de... Nu e foarte multă ceață și nu prea e atentat, putem și să meargă acolo. Las că eu arăt tot ca și Alex, pentru că spun cu jumătate de metru mai încoace. Da, 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 da. Cum ia să iau bolovanul ăsta, pentru că e de-a gata, încălzit. Vrei să-l dai aici la rup cumva? Da, da, da. Vrei să-l dai? La cum să te iau rup acolo? Da, da, da. Hai, iau că... Mă, și începe să plouă. Aici, într-adevăr, e zona pare mai blândă și... Vrei și pe mine, mă? Hai că sunt în centru, ce dracu. Dacă aici când sunt în centru, nu mă faci poză, mă. Mulțumesc la traseul de crestă. Nu se vede unde ești. Ca să facem traseul cu Blădurijoc, să mergem către Angherida, așa e ideea de bază. Nu, să nu mă, băiatul. Hai, mă, Cristian, mă, mă, deci... Ceața ne lasă în... Deci aici apare numai forță de ceață, prindem partea stângă și aici se oprește. Am lucrat la Pitești, s-ar putea să plouă. Ce încheie în circuitul... Trebuie roșu, te-ai îmbrăcat în negru ca un... Și acum mergem pe brut de mijloc, asta e brut de mijloc, acum coborâm pe grupuri. Acolo e câteva limbi de zăpadă. Când se pot, acolo nu e o problemă. Umerii rămân pe altă dată, când să o fi vreme frumoasă, dar când vrei vreme frumoasă nu mai vine nimeni. Nu de intrare, de salvare. Ah. Păi cum, am un amic, a fost cu el în retezat acum pe Peleaga și ce nu, stai să spun ce am pățit. Că el lucrează la Strabag, la firma austriacă de șosele. În fine, uite că pe aici. Are salariu mare, s-a dus în Austria cu fisul. Nu știu cât elicopterul, 800 elicopterul, 400 cu telecabina, 300, 200 ceva la spital. Deci toate s-au plătit, frate. Mm-hmm. Vrei să te salvezi, atât costă. Să vezi cum în Dolomiți l-au luat, i-au luat pe doi din perete, alpiniști. Unul a sunat. A văzut el că vine noaptea, nu s-a mai descurcat, i-a fost ca-n teamă. Și cu telefon, salvam-o. Vedem elicopterul, s-a dus acolo la perete, cu două proiectoare de alea, s-a luminat, ce-ai ghizit el, ce-ai că l-ai... L-a luat cacioara când ia puiul, l-a adus lângă noi, lângă cortul, lângă camping, la Misurina, lângă la. Pasaj foarte greu de coborât ăsta pe brâul de mijloc. Poți aluneca oricând. Unii au luat-o pe unde am luat eu pe hornul ăla, pe unde am coborât eu. Alții au urcat pe aici pe la voi. Dele! Da! Ocolește-ți de pe nici, bă, ocolește-ți neapă-nu! Au rămas doi cu echipieri care coboră pe acolo. Chiar trei. Trei mai sunt? Da, da, că noi suntem patru. Trei cu echipieri care încearcă să coboare pe acolo.
Nu, COVID deja e aici, o fi pe safar. Am ajuns aici la canionul Angheride, să coborâm pe un Angheride. Vom tot este ceva. Am rămas cu domnul Noni și cu Gabi. Acum coborăm pe un Angheride cu Gabi și cu domnul Noni. Borcea. Bă, că merge ușor, coborârea cum merge bine în canion. Ia uite, câteva săritori aici lipsite de periculositate. Oricum canionul e foarte frumos. Am pus-o pe fisa lui aia. La coborâre din Vâlcea se vede falusul Angheride. Ia uite, aici este falusul. Pe fisa lui. Undeva fal. Văteam că am pus-o să cațele pe lângă aia. Plus. Stângenei, ce sunt ăștia? Vrebenele, ce sunt astea? Irii sau stângenei, cum vrebenele mă stai? Nu contează, zic copiii, strași părinte. Nu contează să le primească Dumnezeu. Să fie frumos, asta e important, e importanță, ce să mai... Ne obosim să ținem cu minte atâta de noi. Sfârșit în prădăsară, mă ajut la refugiu Spirla. Le face o bună bucată de traseu către Umer, pe care o să coborâm din nou către cabana Gărofița. Singura posibilitate de a ajunge la cabana trebuie să urcăm și pe mine ar trebui să coborâm. Lângă refugiu Spirulea și tablița indicatoare. În sfârșit trebuie să ajungem aproape de Umerii, nu știu dacă îi face sau nu îi face mâine. Suntem pe vârful Mateș. Puteți vedea cum în acolo să urcăm pe Mateș. Asta e mai frumoasă dacă era vreodată. Nu văd bine acolo. Gata, bă, băieți, mai băgare-ți un cât. Spărăt că în piatră iarăși e formația nenoroasă puternică și nu se mai... Uite-te că e nor de ploaia. Terasa asta mare, alcoroasă. Zicea profesorul că aici ar fi în asta, ar fi niște flori ciudate de stâncă. E endemic. Nu asta, seamănă cu o varză, tot ceva de genul ăsta. Ianthus spiculifolius. E garofița albă de munte. Ianthus spiculifolius. Da. Uite, nu e înflorită suficient. Uite că unii sunt doar muguri, știi? Doar boboci, pardon. În munții ei mai mari, Ianthus spiculifolius, o garofiță albă de munte. De pe muntele Mateaș. Numai aici crește? Nu, crește în toți munții Europei. Am înțeles. Uite ce frumos pinten are Mateașul și cărerea asta care se vede de față. Ia-l! Dar nu-i dar nu filmul rapid. Și asta, uite asta, lumea nu știe, de aici este un poligon de antrenament. Destul de tare și actualmente nu prea să mai bagă nimeni pe aici. Cineva odată a și murit. Mai stânga sau dreapta? Sună poligonul de antrenament de aici după Mateș. Ce pur de flori de staroșii, nu că e specific în zonă.